că strada sirenelor arde ceva. Dar nici de cum nu pot localiza. Miroase a plastic, cauciuc, nu știu ce. Miroase urât, otrăvitor. Și nu-mi dau seama ce arde. Că arde cineva gunoi, că arde o casă. Deja de un sfert de oră mă învârt pe aici, nici de cum nu pot găsi locul de unde ies fum. În curtea asta da, de aici ies fum. Numărul 66, nu știu ce arde unul. Sper că nu-i arde casa, dar fumul e urât. Bună ziua! Ați văzut că iese fum din spatele casei dumneavoastră? Arde ceva? Am dat-o fără niște cabluri. Păi de ce? Nu, trebuie să iau niște bani pe el. Da, dar e otrăvitor și pentru dumneavoastră și pentru noi. Gata, am terminat lumea. Și otrăvitor și ilegal, da. Și periculos, a promis tot cartierul. Știu. Păi și dacă știți de ce arde. Hai, da, vă prindă poliția, o să vă prindă garda de mediu și o să luați o amendă de nu să vă convine deloc. Afișați tricolor, vă dați patriot, dar de fapt ne otrăviți. Patria. Acum mănânc de cablu. Mănânc de cablu în centrul capitalei, lângă catedrală. Otrăviți milioane de oameni aici. Știți cât de otrăvitor e cablu acela? Fumul de cablu. Păi? Hai, mai, gata, s-a terminat. Numărul 66, mi-am notat. Halal și rușine. Știi, conștient, e patriot și ai văzut ce face. Fum în centru capitalei. Am ars niște cabluri, mă duc să iau niște bani. Sărăcie ignorantă.